Da, suntem din nou în direct. Eram pe subiectul interviului cu Marian Munteanu din Monitorul de Suceava de astăzi. Am tras așa o analiză din punctul nostru de vedere a ceea ce înseamnă campania electorală, alegeri, comportament până la urmă la vot. Cu alte cuvinte, am ajuns amândoi la concluzia, în bună măsură, că practic loc de surprize nu prea ar fi. Asta așa, ca să facem un rezumat, deși nu, nu în această emisiune e nevoie de rezumat, în cu totul și cu totul alta, ca să se înțeleagă ceva. Dar, asta nu înseamnă că facem parte din categoria celor care închid acest subiect discuție. Oricând se poate întâmpla, nu? Da. Când se poate întâmpla, să vedem că își se întâmplă fac apariția și alte partide. Pentru că atâta timp cât există această bataie pe acele procente, ambele partide mari, da? PSD-ul e undeva în jurul 30 ceva la sută, da. PNL-ul în jurul 30 ceva la sută. Așa. Total 60%. Asta, atenție, din cei care votează și intenție de vot, da. Rămân undeva 30 și ceva la sută care sunt puși la bătaie pentru alții. Corect. De asta bătaia asta, de asta ALDE, de asta PMP, de asta URB, tot felul de tot USR, URB, PRU, MRU, tot felul, MRU PRU e, și așa mai departe. MRU e un tip, nu? Mihai Răzvan Ungureanu. Da, e tot o catastrofă. E la externe, la externe, vă rog frumos. E la externe? Păi vă rog frumos, nu, da, când vorbim despre așa. Păi MRU nu e ăla care e din Iași de fapt născut? Da, și la ultimele alegeri. Și la ultimele alegeri. Fost director SIE, da. Și la ultimele alegeri s-a dus în Arad? Deci, el e din Iași, s-a dus în Arad. Da, păi, și acum, cam ce valoare umană poți să ai tu? Uitați-vă acum cine este director SIE acum. Adică să tac din gură, am înțeles. Acum, SIE, nu, dar eu să tac, da? SIE, nu, eu să tac, că nu e bine să mai vorbesc de Mihai Răzvan, de MRU, da? Puteți vorbi cât vreți. Ok, gata, nu, mai bine tac. Că toate calitățile acestea l-au propulsat până, da, adică ce mai valoare, domne. E ăla care era cu vaca de nu știu ce, cu mânca mușchi de vită, Kobe. Așa, Kobe. E ăla, foarte tare. Păi, mănâncă mai mulți, dar el și-o deconta. Păi ce chestii avem noi în gena noastră, știi? Bă. Mânca asta, carne de vită. Nu mânca salam cu soia ca noi. Început să povestesc înainte de da, de, să ne întoarcem cu alte cuvinte, picioarele pe pământ. Pauza publicitară, ok, e același lucru. Despre vostru ceava spuneam eu profund comunistă. Multe dintre comportamentele și celor care se văd democrați în momentul de față sunt profund comuniste. Inclusiv acest tip de comportament. Dacă eu reușesc, eu sunt mai șmecher ca ceilalți. Vorbim de bugetari și de comportamente ale bugetarilor. Noi toți suntem la fel, da, avem salarii mici toți, dar eu sunt mai șmecher decât ceilalți, că pot să-mi permit o chestie de genul ăsta. Pot să-mi permit o oră într-o parte sau în cealaltă parte, în realitate nimic altceva decât tot în același trend, dacă doriți. Iar din punctul meu de vedere, nu știu exact care au fost motivele care l-au determinat pe Marian Munteanu să vină la Suceava, dar probabil face parte dintr-o lungă serie de vizite ale liderilor politici la Suceava, care încearcă, așa cum spuneam și înainte, ca în această perioadă să miște într-un fel sau altul, încearcă să testeze capacitatea de a se organiza în teritoriu într-o perioadă destul de scurtă, tocmai miza fiind cele 30-35% despre care vorbeam până acum. Marian Munteanu, pe care l-am văzut reactivat politic mai degrabă de PNL, Marian Munteanu este cunoscut ca fiind un politician de dreapta. Care a fost la un moment dat pus de PNL pe candidatura de primar a Bucureștiului. A Bucureștiului. Reacțiile pe care le-a stârnit Marian Munteanu au fost de natură sau sunt de natură să dea speranțe unora și altora că Marian Munteanu poate provoca, știu eu... Dar care au fost principalele acuze de la o retras? Că la un moment dat spunea una, colaborator cu securitatea, Marian Munteanu, colaborator cu securitatea. Ei, am văzut acum de curând că a venit verdictul că nu. Da? Asta e foarte simplu. Marian Munteanu că e cum, că e tot așa, neonazist, antisemit. Sunt acele formule care nimicesc un om politic la un moment dat, dacă nu lași timpul și informația corectă să se așeze.
Dar l-au reactivat ca om politic, știu eu, toate aceste demersuri de la alegerile locale. Uite cum se leagă. Neonaziști cu nu știu ce, cu Bloomberg-ul care vine, hai să-i dăm în cap la ăsta, nu? Ideea a fost că omul a demonstrat în timp că toate acuzațiile care i s-au adus au fost, de fapt, minciuni. Da, din acest punct de vedere. Acum, are el capacitatea, că despre asta vorbim. Are el capacitatea să organizeze suficiente structuri în teritoriu astfel momentan încât... Momentan spune ceea ce ne place să auzim, da? Da. Avem nevoie de intervenții legislative serioase care să blocheze destrămarea acestei țări. Și e un subiect de discuție. Politicienii își încalcă cuvântul de pe azi pe mâine. Deci, repet, omul spune ceea ce vor oamenii să audă. S-a practicat un soi de slugărnicie și o ploconire continuă lipsită de orice urmă de demnitate. Un popor destrămat fără repere și identitate, fără o susținere a propriilor interese, devine vulnerabil și manipulabil. În ANR, și aici, apropo de asta, vreau să mai comentăm că am început noi cu MRU, cu PRU, cu așa, ANR, adică Alianța Noastră România, cred că s-au terminat denumirile la partidele politice și de-o trebuie să le iau așa, gramate, ordinea. Alianța Noastră România. În ce limbă e, fraților? Că în română nu-i, din punctul meu. Sună cumva, da. Alianța Noastră România. Bă, Alianța România Noastră, ANL, mai bine că să spun ANL-ul, știi? La Suceaba voastră, știi? ANL mai bine îi spunea, ANL. Că știa ANL, toată, da. Asta știa toată lumea. E partidul ANL-ul. Da, ăsta e bun. La ANL. Și unde stai? La ANL. Hai la ANL. O muri și om vedea. Nu da, la ANL. Am înțeles că e supărat cetățeanul ăla cu o muri și om vedea. Da? Da. E supărat pe stil. Pe stil, nu pe Steve. E pe stil. Oricine, da. Asta este. Vom vedea. Da. Subiectele, așa cum, cum observați... Tu mai fi prost? Nu, că n-a... Da, la doctor, maternitatea, nu știu că... Da, în fine. Să nu uităm cum arată profilul alegătorului din cei 30-35% rămas. Da. Dacă să nu uităm cui se adresează, de fapt, acești oameni. Profil care este o combinație, dacă doriți, între profilul alegătorului de PRM și de pe PDD. Da? Și de altele. La un moment dat, cei care încearcă să coaguleze în jurul lor o forță politică susținută de aceste persoane, trebuie să vină cu un mesaj care să le atragă atenția sau să le, într-un fel sau altul, să rezoneze cu cei pe care îi vizează să le obțină votul. La Marian Munteanu, mesajul este unul și același pe care îl știu eu de câte ori l-am auzit în rarele, de altfel, ieșiri publice pe care le-a avut în România. Dar nu știu dacă au fost multe interviuri de o asemenea amploare ca cel luat de Tiberiu Avram cu Marian Munteanu, publicat în presa cu distribuție națională în ultimii 20-20 de ani. La televiziune și atât mai puțin, cu atât mai puțin. Dar din ieșirile pe care le-am urmărit eu și ce am văzut eu, același tip de mesaj a avut tot timpul. Deci este consecvent din acest punct de vedere. Dar, repet, nu știu în ce măsură reușește, într-un timp atât de scurt, să adune în jurul lui ceva. Poate, în schimb, să rupă ceva de la alții. Și asta poate fi o tactică electorală în această toamnă-iarnă. Da? Dacă nu reușim să facem 5%, măcar să facem în așa fel încât nici ceilalți să n-aibă 5%. Și atunci, dacă mai este un aspect care trebuie observat, cei 35%, 30-35% despre care discutăm, în mare parte sunt nemulțumiți, da, de cele două mari partide mari. Au avut ei niște experiențe. Rubrica aia la toți. Da. Da? La toți. Așa. Probabil un partid al nemulțumiților ar reuși, spunem așa, da. Partidul nemulțumiților, de ceva. Ar avea un mai mare succes decât... Și atunci nemulțumiții de PNL trebuie făcut să nu voteze cu PSD. Și dăm un partiduleț care să...
în care să se regăsească aceștia nemulțumiți de PSD, nu trebuie să voteze cu PNL. Și atunci mai dăm un partiduleț care unde să se ducă cei nemulțumiți de PSD și așa mai departe. Și probabil nu am văzut acest tip de efect la alegerile locale. Probabil se va întâmpla și la alegerile parlamentare ceva de genul acesta, pentru că efectiv în momentul de față nu văd liderul politic care să reușească să adune în jurul său mai mult sau măcar 5% din opțiunile de vot ale populației. Bun, să ajungem noi totuși la faza asta în care să discutăm de voturi efectiv exprimate. Să rămânem, că tot ai zis tu la un moment dat că ai zis ceva de maternitate, de doctor, de mama lor, nu. Nu. Ce spuneai, știi, că eu încercam să limit pe cetățeanul ăla care e în promoul lui Steve. Bă, adică mă faci prost, doctor, maternitate, ce mai fi pe acolo? Ok, obiectivul de astăzi vorbește de demiteri așteptate la Spitalul Județean. Asta după ce directorul medical Tiberius Brădățean și-a dat demisia, conducerea unității spitalicești a hotărât să facă unele modificări și în ceea ce privește medicii care conduc secțiile Spitalului Sucevean. Primul medic șef de secție care și-a pierdut acest statut este Georgeta Laura Murariu, de la secția de neonatologie. Întâmplător sau nu, pe acolo au trecut și cei trei nou-născuți care au decedat după ce au fost contaminați cu Pseudomonas aeruginosa. Aici, deci, ultima propoziție, vă rog frumos să o tratați ca atare, pentru că nu am făcut altceva decât să citesc ceea ce apare în ziar. Da. Deci, demiteri așteptate, dar, cu alte cuvinte, unii își doresc mai multe valuri după ceea ce a apărut în presă. Contractul medicului Murariu a expirat, iar până la organizarea concursului, interimatul va fi asigurat de către medicul Camelia Filote. A fost poziția conducerii unității spitalicești, comunicată prin vocea purtătorului de cuvânt, de medicul Mihai Ardeleanu. Iarăși se aduce în același articol, aceleași probleme vis-a-vis de decesul nou-născuților Haida Mac și Manea și Păpăruș. Chiar dacă reprezentanții conducerii Spitalului Județean Suceava au refuzat să comunice motivele pentru care șefa secției de neonatologie, medicul Laura Murariu, a fost eliberată din funcție, cert este că părinții care și-au pierdut copiii înainte de a afla cum este să fii părinte cu acuzații între cele mai grave la adresa acestui medic nu înțeleg nimic. Cert este că părinții care și-au pierdut copiii înainte de a afla cum e să fii părinte au acuzații dintre cele mai grave la adresa acestui medic. Până acum, acum am înțeles. Dar până acum erau la adresa altui medic. Acum tirul s-a îndreptat către alt medic. Eu cred că răspunsul este dat nițeluș mai sus de ceea ce spune medicul Ardeleanu. Contractul medicului Murariu a expirat, iar până la organizarea concursului, interimatul va fi asigurat de către medicul Camelia Filote. Este un subiect destul de greu și ar trebui lămurit, în primul rând, din interiorul spitalului. Spitalul ar trebui să aibă anticorpii necesari pentru a gestiona inclusiv subiecte sensibile ca acestea. Din nefericire, spun, pe acest subiect s-a vorbit mai mult decât trebuia. Nu știu, poate prea puțin. Dar numai într-o direcție. Cred că managementul unității are o datorie din acest punct de vedere și trebuie făcut ceva. Da. Probabil tot Consiliul Județean, cel care sub tutela căruia funcționează spitalul din Suceava, trebuie să rezolve această problemă. La un moment trebuie să ajungi la autoritatea imediat următoare, nu? Dacă vezi că nu se rezolvă și nu se rezolvă. Simplu fapt că domnul Brădățan, care cel puțin din punct de vedere al comunicării, a făcut greșeli mari pe acest subiect. Este părerea mea. Nu știu sub cazul, am puține informații decât cele care au apărut în presă și nu sunt întotdeauna cele care să ți ofere maximum necesar ca să ai opinie. La nivel de comunicare, modul în care a pus problema domnul Brădățan la un moment dat,
din punctul meu de vedere, a fost greșit. A și plătit, plătește pe, și pentru acest tip de comunicare, dar în orice caz, conducerea, managementul spitalului din Suceava trebuie să rămânească fără dubii, fără dubiu. Da, pentru că sunt două atitudini total contrastante. Am prieteni care merg la spital, am oameni care merg la spital. Eu cu încredere merg oricând în acest spital. Ori dacă dai crezare, orbește unor... Neîncrederea este mare. O mămică, în momentul în care va citi și va aude așa ceva, nu va veni niciodată la Suceava să nască. Și s-a terminat, Florin, subiectul. Coleg de-al nostru, din presă, da? Care acum de curând a beneficiat, ca să spunem așa, de serviciile, deci, fără nicio problemă, cu ochii, fără nici cea mai mică chestiune, s-a dus în Spitalul Județean, pentru că știe ce este acolo. Cu toate astea, rude de prin toată țara îl sunau. Ce cauți acolo? Nu merge acolo! Păi, oameni buni, lucrez în Suceava asta, merge în spitalul ăsta, e Germania, da? Unitatea de primire a urgenților arată impecabil. În același, da, nu te, okay, adică... în același timp, cazurile semnalate sunt reale, nu sunt inventate, deci copiii au murit, iar situația trebuie lămurită. Da? Deci, vorbim ultima despre... propoziție, întâmplător sau nu, dar pe acolo au trecut cei trei nou născuți care au decedat după ce au fost contaminați cu Pseudomonas aeruginosa. Până acum era pioceanicul, erau... Adică, de asta spun că trebuie lămurite. Păi aia, dar bun, asta eu trebuie să o lămuresc. Spitalul trebuie să o lămurească. Exact asta spun. Da, da, cei dar de nu, dar poate, poate trebuie să facem un rezumat, să vedem care dar nu mă interesează dacă se supără sau nu. Ideea e că tot cei de acolo trebuie să lămurească situația. Mimoze. Deci am nevoie de informații de acolo. Așa punând, știu eu, Batista pe țambal, nu reușim nimic. Ori până acum, în comunicarea de tip Brădățanu Râmbu, n-am avut altceva decât o Batistă pusă pe țambal. Sunteți niște proști, cine sunteți voi ca să vă dați cu părerea despre noi și așa mai departe. O superioritate de aceasta bazată pe știu eu ce, care în final a dus la această problemă de comunicare și de imaginea spitalului. Și de asta spun, din punctul meu de vedere, tot spitalul trebuie să o lămurească. Tot spitalul trebuie să vină cu argumente care să demonstreze că ceea ce s-a întâmplat, în cel mai bun caz, a fost un accident. Pentru că, în final, copiii au murit. Asta nu trebuie să uite niciunul dintre cei de acolo. Da, e frumos, e bine, e minunat, e Neckermann, e spital din Germania. Eu așa-l văd. Dar, Bun. Niște copii au murit acolo. Trebuie să avem informații corecte, reale, să știm despre ce este vorba, că dacă a fost un accident, a fost un accident în toate spitalele, inclusiv din Germania, se întâmplă astfel de accidente, dar în momentul în care vom ascunde mizeria, vom ascunde problema, nu vom face altceva decât să ne expunem la același tip de probleme într-un timp cât mai scurt. Despre asta e vorba în final. Și dezideratul final pe care îl avem, dacă ne interesează doar în orice, nostru, în orice situație, sau ceea ce practic ne dorim să rezolvăm, nu noi cât autoritățile, cât da, și noi în principiu prin acțiunea pe care o avem, e exact existența unor asemenea probleme care ar putea fi astfel oprite și apoi, de așa manieră încât să nu se mai întâmple pe viitor. Și apoi subiect asta extrem de important. Dezideratul. Și apoi un subiect extrem de important. Cum protejezi și medicul în relația cu conducerea spitalului și în relația aici, cu, în mod firesc aici cu pacienții și aparținătorii. Dar e aceeași discuție, pentru că la un moment dat și medicii vor fi timorați, la un moment dat și medicii se vor teme de ceva și lor li se va induce o stare de vinovăție care nu e reală de cele mai multe ori. La urma urmei, ei au relația directă cu pacientul și cu aparținătorii. Ei sunt cei care descarcă toate aceste tensiuni și ei trebuie protejați într-un fel de, sau altodată de conducerea spitalului, de pacienți și aparținători. Trebuie lăsați să-și facă meseria așa cum știu ei mai bine, pentru că altfel, cu ce sunt vinovați toți medicii din aceste secții, în condițiile în care, să spunem, chiar ar fi o problemă de acest tip?
Nu, au ei vreo vină, nu ei ar fi primii care ar trebui să-și dorească să fie eliminate toate aceste probleme? E clar că ajungem tot în zona nevoilor mai degrabă sau ale unor probleme pe care le pot avea mai degrabă managerii de spital decât cadrele medicale din acel spital. Și aici ajungem iarăși în fază. Suntem foarte buni manageri pentru că nu avem probleme. Ei, și când avem probleme, ce facem? Ne ascundem ca să rămânem la fel de bun manager? Nu-i mai bine să fii foarte bun manager pentru că ai rezolvat problemele? Dar deja ajungem într-o cu totul altă. Ajungem într-o cu totul altă, dar rămânem tot pe aici, prin preajma... Am văzut-o și eu, m-am uitat prima dată la titlul din dreapta, de acolo m-am uitat. Bun, dar știi ce se întâmplă aici? Nu vreau să intru în jocurile partid, nu vreau să intru în jocurile unui ziar care intră în jocurile unui partid. Frumos, acum, nu vreau să... Cu precizările de regulare e frumos jocul. Da, bun, e frumos jocul. Am mai auzit această temă, îți spun sincer, din punct de vedere logic și mie așa mi se părea, iar tema este cât se poate corect spusă. Deci de unde până acum Tiberius Brădățean era în ținta celor de la Obiectiv pe speța mai devreme menționată și nu numai, acum îl prezintă Obiectivul pe Tiberius Brădățean în postura de victimă. Tiberius Brădățean vrea să plece din PSD. Fostul candidat al Socialdemocraților pentru funcția de primar al municipiului Suceava este supărat că, deși a scos un scor electoral mai bun decât Cătălin Nechifor, care era candidat fără succes pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean, și de aici mă mir că domnul Nechifor n-a dat în judecată și Obiectivul, că i-a scris numele cu nume mic. Uite da, un pic. Da. Da? Am văzut Nechifor asta, a fost pus primul pe listă la alegerile pentru deputați în vreme ce dânsul nu se mai regăsește nicăieri pe listele candidaților la generale. Chiar nu știu, informația e corectă, niciodată n-am avut curiozitatea să fac o comparație. Numărul de voturi obținute la Suceava de Tiberius Brădățean sunt mai multe decât cele obținute la nivel județean de Nechifor, nu cred. La avea cum. Nu, aici spune scor. Scor, mă gândesc că la procent, aici de procent. La procent, da. Da, da, tot, intrăm într-o anumită zonă de interpretare. Și, da. Exact. Bun. Subiectul este interesant. Deci, acum ca temă de discuție, care ar trebui să fie temă internă, da? Și probabil este lansată mai degrabă ca temă internă pentru PSD decât, știu eu, subiect destinat publicului. Este o formă, probabil, de a comunica în interiorul PSD-ului prin astfel de materiale. Au mai apărut în colegii noștri la Obiectiv, au mai publicat asemenea informații și săptămâna trecută, când ne aminteau posibilitatea reală, de altfel, ca ordinea pe listă a candidaților să nu fie cea stabilită prin scrutinul organizat la nivelul organizației județene a PSD, ultimul cuvânt avândul conform legii și a statutelor politice, de ultimul cuvânt fiind al conducerii centrale a partidului, deci informația este mai mult decât corectă. De această dată vine cu o altă temă Obiectiv de Suceava, corectă de altfel, dar repet, este mai degrabă un subiect de discuție în interiorul PSD-ului și ține, din punctul meu de vedere, mai degrabă de modul în care persoanele care nu au obținut sprijinul colegilor pentru a obține, știu eu, un loc convenabil sau un loc eligibil în final, pe listă de a comunica astfel. Da? Avem persoane care s-au trezit că au pierdut sprijinul colegilor de partid și atunci au nevoie de tot felul de evenimente care să repună în discuție sau să pună măcar în discuție, știu eu, persoane, momente care, într-un fel sau altul, ar putea duce la modificarea ordinii pe listă. Cred că, de fapt, acesta este subiectul, acesta este motivul pentru care, în ultimele zile, apar tot felul de astfel de informații. Se pare că, cel puțin la acest nivel al comunicării, PSD a închis ușile. Am avut, la un moment dat, situația în iluzia. Care toată lumea vorbea cu toată lumea și așa mai departe. Iluzia că toată lumea vorbea cu toată lumea. Vorbeau. Nu. Acum, vorbeau, dar nu comunicau nimic. Nu asculta nimeni, asta e altă treabă. Exact, da? Exact. Vorbeau. Deja lucrurile s-au lămurit, ușile s-au închis. Singurul care a mai deviat un pic de la această politică a fost domnul Cătălin Nechifor, care își mai folosește contul de Facebook pentru a veni cu tot felul văzut, a făcut, de năstrușnice. A punctat de câteva ori niște chestii năstrușnice, vorba da. Da, năstrușnice. Înainte de alegeri, de vot, uite, pac, a ieșit locul întâi la deputat și de acum
având în vedere că discutăm de vot pe listă și pe nu știu ce, mai poate dormi 4 ani de zile. Da. În condițiile în care listă, ordinea pe listă rămâne aceeași. Bine, poate dormi în mod normal, așa cum s-au mai dormit înainte, adică să nu ne trezim iarăși că ne dăm judecată. Domnul Brădățan, cât despre domnul Brădățan... Domnule, aici e o temă foarte interesantă, după cum spuneai. Sincer, pe mine mă strânge așa ușor în spate, pentru că ce a pățit omul ăsta e de nepățit, adică aviz amatorilor, dacă mai trece cuiva prin cap, se bage în politică. Deci l-au adus în Partidul Social Democrat, l-au purtat ca pe Sfintele Moaște, dacă stăm bine și ne gândim, în 2012 pe valul USR l-a bătut pe actualul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în Colegiul de Senat. Da. Da? Dar n-a luat 50%, asta a fost problema lui. Da? Deci, omul... Bine, lăsând la o parte valul ăla PSD, cu nu știu fost ce... A fost un val de care a profitat drept dovadă, n-a reușit să repete scorul. Avut, nimeni nu îl vedea câștigător din punctul ăsta de vedere, da? Nimeni nu și l-a dorit câștigător, ca să fim și mai sinceri. Din nefericire pentru nici măcar din sânul PSD-ului. Păi asta spun, nici măcar din PSD. Așa. Pe urmă, încă un rând de alegeri de acum, unde istoria va dovedi că marile trădări pe care le-a avut PSD-ul în iunie 2016 au fost din sânul PSD-ului, adică familiile aristocrate din sânul PSD-ului, care au făcut orice numai să nu câștige marele dușman al activistului de partid din PSD. Știți care e marele dușman al activistului de partid din PSD, domnul Cotos? Celălalt activist din PSD? Corect, celălalt activist din PSD. Corect. Deci asta este marea problemă a PSD-ului. Din păcate, Tiberius Brădățan a picat victimă, neștiind ce se întâmplă în joaca asta din PSD, iar PSD-ul procedează după un algoritm foarte bine pus la punct, în care vine, folosește niște oameni, după care îi aruncă așa, precum niște măsele stricate. Dacă îmi permiteți, din punctul meu de vedere, domnul Tiberius Brădățan nu este altceva decât victima propriei dorințe de mărire sau de... Dumnealui este un medic excepțional, am înțeles. A demonstrat calități profesionale excepționale. În momentul în care și-a dorit mărire, a intrat într-un domeniu pe care, în mod evident, nu-l stăpânea, nu-l știa. Dar a mers după regulile pe care le povesteau unii și alții. A intrat într-o zonă total necunoscută și a ajuns în această situație, având repercusiuni, din punctul meu de vedere, inclusiv pe plan profesional, datorită opțiunilor politice și activității politice. Asta se întâmplă. Practic, el trage profesional pentru activitatea politică pe care a avut-o. Nu știu dacă este normal sau nu. Din punctul meu de vedere, aceasta este realitatea. Ideea este că, la un moment dat, cum observau și alți cunoscuți de-ai mei, chiar și activitatea profesională era afectată de activitatea politică. Pentru că au apărut la un moment dat declarațiile, pentru că dumnealui era purtător de cuvânt al spitalului, nu al PSD-ului atunci. Da? Anumite declarații sau anumite luări de poziție ale domnului Brădățan în perioada în care era activist de partid, era candidat și așa mai departe, consideram că puteau fi influențate de politic. Deci activitatea profesională putea fi influențată de activitatea politică. În consecință, acum trage sau da, trage ponoasele activității politice, pentru că, din punctul meu de vedere, a încercat să ajungă într-o zonă pe care, în mod evident, nu o stăpânea. Sau criteriile care l-au făcut un medic de succes nu puteau fi aplicate în politică pentru a fi un politician de succes. Dacă aici mai adăugăm și celelalte interese politice pe care le-ați amintit până acum, rezultatul nu putea fi decât unul cunoscut dinainte, cunoscut chiar noi în studioul acesta, de multe ori înainte sau în timpul campaniei electorale, am prognozat eșecul într-un fel sau altul al candidatului PSD la primăria Suceava. Acum, faptul că un perdant de municipiu, e adevărat, cel mai mare municipiu, este comparat cu un perdant de județ, da? La urma urmei, comparăm doi perdanți. Adevărul că unul a prins listă de parlamentari, unul a fost dat afară și probabil la un moment dat va avea și repercusiuni profesionale pe tema asta. Dar să nu uităm că aceeași soartă a avut și președintele lui de la municipiu. Cel care și-a dorit la fel de mult
ca domnul Brădățan să fie candidat, a vrut sau nu să câștige candidatului, a acționat sau nu ca să câștige protejatului sau cel pe care l-a susținut dumnealui. Iar în acest context nu putem să nu observăm că, de fapt, îndepărtarea sau izolarea în PSD a domnului Brădățan nu este la pachet cu domnul Donțu, de fapt. Domnul Donțu, președintele organizației municipale, la data la care l-a ales pe domnul Brădățan candidat de primar, și cei care au făcut împreună strategia de campanie aici. La urma urmei, tema este interesantă doar prin comparația cu Cătălin Nechifor. Altfel nu vedem altceva decât o acțiune actualei conduceri a PSD de îndepărtare din zona de comandă a unor persoane care au pierdut alegerile locale. Și atât, dacă discutăm așa. În rest, s-a pus vreun moment problema ca domnul Brădățan să fie parlamentar, candidat de parlamentar? Eu n-am auzit cel puțin. Da, acum 4 ani de zile. Acum 4 ani este altceva. Acum 4 ani a fost altceva. Da? Dar acum? S-a vorbit vreun moment? Poate ar fi timpul să se vorbească. Cumva așa ridică problema obiectivul de astăzi și... Dacă este o temă, așa cum spuneam, este o temă pentru PSD. În primul rând, până la urmă nu ne transformăm noi nici în consilierii PSD-ului, nici... atât doar că, fie vorba între noi, tema propusă de obiectivul de astăzi e o temă suficient de interesantă, deși titlul sună așa: Tiberius Brădățan vrea să plece din PSD. Spune de parcă plecând din PSD, automat ne trimite cu gândul, la felul în care e scris acest titlu, că am discutat de o altă opțiune, tot politică. Am căutat o declarație a domnului Tiberius Brădățan să spună că vrea să plece din PSD, dar n-am găsit-o. Nu există așa ceva. De asta, da. Sunt unele chestii care pot comunica, unele niciodată. Da. Știi? Okay. Bun. Publicitate. Ești sigur? Nu, scrie altceva. Nu scrie publicitate. Bă, deci nu scrie publicitate, îmi pare rău dacă nu scrie. Uite. Zi dacă scrie publicitate. Neghiță. Uite acolo. Scrie publicitate? Da. Acum abia scrie publicitate. Da. Ok. Hai să luăm publicitate, după care ne întoarcem, inclusiv cu articolele care le-am promis încă de tura trecută.